Faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru zona Mușcel a fost găzduită duminică 25 februarie de școala gimnazială în anul Mușcel. La această etapă au participat elevi de la școlile gimnaziale și liceele din Câmpulung și localitățile învecinate astfel. Școli gimnaziale, clasa a 5-a, 30 de elevi, clasa a 6-a, 17 elevi, clasa a 7-a, 14 elevi, clasa a 8-a, 3 elevi, licee, clasa a 9-a, 2 elevi. Clasa a 10, -a, 6 elevi, clasa a 11, -a, 7 elevi, clasa a 12, -a, 4 elevi. Subiectele pe care a trebuit să le rezolve au avut un grad sporit de dificultate, însă se înscriau în programa școlară a fiecarei clase. Rezultatele inițiale au fost deja afișate. Copiii care au fost nemulțumiți de punctaj au putut depune contestații în cursul acestei zile în intervalul orar 12-14. Zilele următoare vor fi afișate rezultatele finale și se va afla care sunt copiii calificați la etapa județeană. Duminică, faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică a fost organizată în șapte centre din întreg județul. Pitești, Curtea de Argeș, Topoloveni, Costești, Mioveni și Câmpulung.